Bună, dragilor! Am decis să facem și rutina noastră de dimineață, așa cum am făcut-o cu cea de seară, și am început să filmez rutina noastră de dimineață, cum decurge o dimineață obișnuită la noi. După ce ne-am trezit în jurul orei 8, am coborât din pat, unde l-am luat pe Jamie în brațe, pentru că el, cum se trezește, dorește să le ia în brațe, și am dat drumul la draperii. Nu știu de ce se vede așa în ceață, nu a focalizat telefonul din păcate. Și am plecat spre baie, bineînțeles că Jamie cu mașina, unde ne-am spălat pe față și pe dinți. După ce am terminat la baie, am decis să fac micul dejun. Deci așezam trepiedul să bată spre blat. Iar aici este Jamie care se juca cu mașința lui. Am decis că în acea dimineață să fac pancakes sau clătite cu banane. Am folosit doar o singură banană pentru că dintr-o singură banană mie mi-e aproximativ 6-7 clătite. De bineînțeles că depinde și de mărimea bananei. Am decis să fac clătite pentru că e un desert super bun și super ușor și îi place foarte mult lui Jamie. Între timp am dat drumul și la apă să încălzească la Kettler și l-am suit și pe Jamie pentru că a vrut să stea lângă mine și l-am suit pe blat. Peste banana pisată am pus oul. Am pus foarte puțin zahăr pudră cu aromă de vanilie. Iar ce mi-a ajutat să pun făină. Am pus aproximativ 2 linguri pline cu făină. Trebuie să iasă consistență mai groasă față de clătitele normale. După ce am încins tigaia, am pus clătitele cu lingura în tigaie. Iar la cerința lui Jamie i-am pus unt pe pâine pentru că și-a dorit unt pe pâine. Mai nou îi place unt cu pâine și așa că m-am conformat cerinței lui. Iar eu, ca de obicei, dimineața, înainte de a mânca, pe stomacul gol, beau o cană plină cu apă caldă. Iar aici avem un moment de drăgălășie, de un puțin alint. Și am revenit din nou în cameră pentru a deschide geamul să aerisească în cameră și vă arătam și cum este afară, cât de era destul de răcoare și ceață, era foarte ceață.
Cei vom aștepta la masă cu clătite și a decis să mănânce clătite cu miere în această dimineață, iar eu am mâncat o budincă cu gust de caramel cu 20 de grame de proteine și 164 de calorii. Sincer vă spun, nu am reușit să mănânc pe toată pentru că a fost prea dulce pentru gustul meu. Aici Jamie se hlizea la cameră, se vedea în cameră. După ce mănânc, are jumătate de oră de uitat la desene, timp în care eu fac curățenie la bucătărie sau strâng masa și apoi îl îmbrac. Îl schimb de pijamale, îl îmbrac în haine de zi. Am revenit în dormitor pentru a face ordine, a face paturile. Aici îi ofeream lui Jamie surplusul de vitamine pe care îl dau aproape în fiecare zi. E un surplus de mai multe vitamine pentru a întări și de bineînțeles imunitatea cu aromă de portocală. Îi place foarte mult aceste vitamine, spre surprinderea mea, pentru că el nu este adept siropurilor sau vitaminelor, dar pe acestea le acceptă cu ușurință. Iar îmi continuu să fac ordine în timp ce Jamie se joacă în living. După ce am terminat cu curățenia, încep să mă pregătesc și eu, am pieptăn părul și pentru că atunci când am filmat era Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, am decis să mă pregătesc și un pic, mai mult de față de obicei, să mă machiez un pic. Și înainte de a începe să mă machiez, am folosit un serum de vitamina C. Am dat cu BB cream. Am folosit concealerul sub ochi și la frunte.
Apoi mi-am făcut sprâncenele. Mi-am dat cu foarte puțin rimel. Un pic de blush. Și am sfârșit cu un balsam de buze de la Nivea. Am revenit în bucătărie pentru a face ceai mie și Jamie, pentru că în ultimul timp și lui îi place să bea ceai. Și l-am întrebat ce ceai dorește, cu ce aromă, și el a ales cu mușețel. Cea Jamie mi-a pus mai multe plicuri de ceai. Îi tornă lui apă în cănuța lui. De obicei nu îi las prea fierbinte apa și o las călduță. Și continui să încălzesc pentru mine, pentru ceaiul meu. Îi pun un pic de lămâie. I-am adăugat o lingură de miere. Și bineînțeles mi-a cerut și el să bea o linguriță de miere. Iar eu am optat pentru sirop de arțar să pun în ceai meu. Am continuat să ne jucăm un pic în amândoi. Îi făceam aici un poduleț, ceva de genul. Iar el între timp mai bea din ceai cât o guriță și se juca pe lângă mine. Deci mi-am luat și eu ceaiul să beau și am decis să citesc un pic din Biblie. Îmi place să citesc dimineața din Biblie, atunci când Jamie se joacă și pot avea un pic timp, iar el s-a așezat lângă mine să bea și el ceaiul împreună cu mine.
Era în jurul orei 11 aici și am decis să-mi pun un vlog și în timpul ce mă uit la vlog să fac un pic de ordine și în șifoner. Mi-am scos aici haine și le așezam și între timp le și asortam. Aici din nou avem un moment de alintat și de pupăcit. Era ora prânzului, în jur de 12 și am pus să încălzesc ciorbiță de perișoare. Și între timp, în timp ce se încălzea ciorba, am pus la mașină câteva haine. Și ne-am așezat la masă ca să servim prânzul. Ciorba de perișoare este preferata lui Jamie, iar pentru perișoare eu optez pentru carnea de curcan. După ce am terminat de mâncat, am ieșit afară să profităm de soare, pentru că ieșise soarele. Jamie s-a jucat acolo cu un pic de pământ și mașinuțele lui. Și am stat aproximativ jumătate de oră și am intrat în casă la somnul lui de prânz. Vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Aceasta a fost rutina noastră de dimineață și ne revedem la următorul vlog.